Afacerile dubioase cu măști în timpul pandemiei au ajuns și la Direcția Națională Anticorupție. Procurorii au anunțat că șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate este urmărită penal într-un dosar care vizează un contract de achiziție de măști de protecție în valoare de 50 de milioane de lei. Ce au descoperit procurorii anticorupție, ne spune chiar acum colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, te rog. Bun găsit, ancheta începută de procurorii anticorupție vizează unul dintre primele contracte pentru măști de protecție făcute chiar la începutul pandemiei, mai exact la începutul anului 2020. La vremea respectivă, de altfel, a și fost un scandal când s-a constatat că o firmă din Giurgiu care vindea băuturi și cafea ar fi primit un contract pentru achiziția a aproape 2 milioane de măști de protecție, contract care se ridica la suma de circa 50 de milioane de lei. De altfel, săptămâna trecută, în urma investigațiilor făcute în REM, procurorii au descoperit și au și început urmărirea penală pe numele unei societăți comerciale și a unor oameni de afaceri care, la vremea respectivă, au fost acuzați că ar fi determinat reprezentanții ai Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate ca, prin încălcarea legii, să permită încheierea unor contracte frauduloase. Ieri și astăzi, președintele Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, Cornelia Naghi, dar și un consilier de achiziții publice în cadrul aceleași instituții publice au fost audiați și li s-a adus la cunoștință faptul că sunt cercetate pentru abuz în serviciu. Prejudiciul estimat până la această oră în acest dosar se ridică la peste 4 milioane de euro, sumă asupra căreia procurorii au pus sechestru asigurator. Lili, îți mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru toate aceste informații.